Israelul a anunțat că a extins operațiunea militară terestră în enclava controlată de gruparea islamistă Hamas. Armata a trimis forțe suplimentare în fâșia Gaza pentru a distruge o rețea de tuneluri și rezervele de armament ale militanților grupării Hamas. Nu contenesc nici tirurile de rachete lansate de ambele părți. Eforturile diplomatice internaționale de a gestiona situația au înregistrat un nou eșec. Reprezentanții Egiptului, Qatarului, Franței și Națiunilor Unite au încercat să convingă cele două părți să înceteze focul. Ministrul de Externe de la Paris, Laurent Fabius, a avut o întrevedere cu premierul israelian Benjamin Netanyahu. Discuțiile despre un armistițiu nu au dat rezultate. Malheureusement, je constate que cet appel au cessez-le-feu n'est pas ou pas encore entendu et que au contraire il risque d'y avoir encore plus de victimes civiles. Potrivit unor surse diplomatice, astăzi în Qatar ar putea avea loc o întrevedere a liderului palestinian Mahmoud Abbas cu secretarul general al ONU Ban Ki-moon. De asemenea, Abbas ar putea întâlni cu liderul grupării Hamas Khaled Mashal. Săptămâna trecută, militanții islamiști au respins un armistițiu mediat de Egipt. Ei condiționează încetarea focului prin ridicarea blocadei fâșiei Gaza și eliberarea a zeci de palestinieni.